Acest clip o să vă arătăm un micuț aparat pe nume HoltelEKG. Pentru ce se folosește? Măsoară proprietățile inimii, frecvența, excitabilitate, contractibilitatea inimii, timp de 24 de ore. Este mult mai complex față de un EKG simplu, deoarece EKG-ul simplu îți măsoară activitatea inimii doar în acel moment. Și astfel, dacă ai o problemă cu inima, de cel mai multe ori nu o să apară pe EKG fix în momentul ăla, că nu în momentul ăla vei simți palpitații sau extrasistolă sau bradicardie sau hipertensiune sau orice altceva. De aceea, dacă ai probleme cu inima, recomand să-ți iei un holder EKG, adică să-l închiriezi. Eu l-am închiriat acum vreo 2 ore și vei afla pe timp de 24 de ore sau pe timp de 48 de ore dacă ai vreo problemă. Cum se face acest lucru? Se montează niște electrozi pe piept. Nu este greu, trebuie să nu te speli, asta eu să fiu un puțin, și să nu faci exerciții fizice prea intense. Iar în momentul în care ai un simptom la inimă, o problemă la inimă, vei nota timpul și astfel când te vei duce la final și îți va apărea electrocardiograma pe timp de 24 de ore, vei putea corela cu momentul și cu ce îți apare pe electrocardiogramă. Și astfel vei afla dacă ai vreo problemă. Eu sper că nu o să am nicio problemă, e doar un test experimental, sunt curios cum o să apară. Și sper să încercați și voi dacă aveți probleme cu inima, altfel nu. Eu cam atât am avut de spus în acest clip și vă doresc o seară plăcută și fără probleme cu inima.